Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sunt așteptate vineri 24 iulie la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru a participa la o bursă organizată la solicitarea unui agent economic. În scopul creșterii gradului de ocupare a forței de muncă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaș organizează burse de locuri de muncă destinate diverselor categorii de persoane aflate în căutare de loc de muncă, precum și burse la cererea angajatorilor. În acest context, la solicitarea unei firme private va organiza mini-bursa locurilor de muncă în meseria de confecționer cablaje auto. Evenimentul se va desfășura în data de 24 iulie 2015, începând cu ora 9 la sediul AGOFM Sălaș din Zalău, Strada Tudor Vladimirescu, numărul 8, bloc P40, la parter. Menționăm că societatea angajează personal pentru județele Timiș și Arad, asigurând transport și cazare gratuită, spor pentru orele suplimentare și orele de noapte și tichete de masă. Persoanele aflate în căutare de loc de muncă sunt așteptate să participe la bursă.